Utilizând camera amplasată pe parbriz, avertizarea la părăsirea benzii te avertizează atunci când depășești accidental o linie continuă sau întreruptă. După ce funcția este activată, indicatorii de linie din stânga și din dreapta apar în culoarea gri pe tabloul de bord, însoțiți de acest martor luminos. Atunci când camera nu detectează nicio linie continuă sau întreruptă, nici marginea carosabilului, martorul luminos și liniile de pe tabloul de bord rămân în culoarea gri. Dacă este detectată o linie, martorul luminos și liniile apar în culoarea albă. Atunci când camera detectează o singură linie, linia respectivă este afișată pe tabloul de bord în culoarea albă. Reține că detectarea funcționează la viteze cuprinse între 70 și 180 de km la oră. Dacă ești pe punctul de a depăși din neatenție o linie sau dacă vehiculul se apropie de marginea carosabilului fără să fie activat semnalizatorul de direcție, linia corespunzătoare și martorul luminos pentru avertizarea la părăsirea benzii se modifică în roșu pe tabloul de bord. De asemenea, sistemul te avertizează să preiei controlul asupra vehiculului printr-o vibrație a volanului. Pentru a activa avertizarea la părăsirea benzii, apasă pe acest buton până când se afișează mesajul "Avertizare la depășirea benzii activată" pe tabloul de bord. Acest martor luminos și liniile din stânga și din dreapta în culoarea gri confirmă activarea funcției. Pentru a dezactiva acest sistem de asistență la conducere, apasă din nou pe acest buton până când se afișează mesajul "Avertizare la părăsirea benzii dezactivată" pe tabloul de bord. Martorul și liniile dispar de pe tabloul de bord. Pentru confort la conducere, poți regla câțiva parametri, precum nivelul vibrației volanului și sensibilitatea detectării liniei. Pe ecranul EasyLink selectează setări, vehicul, sisteme de asistență la conducere, bandă. Ai la dispoziție 3 opțiuni de sensibilitate: întârziat, standard și de vreme. Dacă setezi sensibilitatea de detectare a liniei la nivelul întârziat, linia va fi detectată doar atunci când este depășită. Cu setarea standard a detectării, vei fi avertizat atunci când te apropii de linie. Cu setarea de vreme, vei fi avertizat atunci când ești aproape de linie. În cele din urmă, reține faptul că, la pornirea motorului, avertizarea la părăsirea benzii va folosi setările valabile în momentul ultimei opriri a vehiculului. Cu alte cuvinte, dacă ai activat-o, va rămâne activă la următoarea pornire a motorului. Pentru a te asigura că avertizarea la părăsirea benzii funcționează corect, ai grijă să întreții și să păstrezi curate camera și parbrizul. Funcția poate fi indisponibilă temporar în anumite situații, de exemplu atunci când vizibilitatea pe drum este slabă sau în viraje strânse. În aceste situații, liniile și martorul luminos apar în culoarea gri. Reține că avertizarea la părăsirea benzii nu funcționează în marș arier. Trebuie să dezactivezi funcția atunci când intri într-o zonă cu marcaje rutiere diferite, cum ar fi zonele cu lucrări rutiere. Dacă pe tabloul de bord apare martorul luminos și mesajul cameră față de controlat, sistemul de avertizare la părăsirea benzii a detectat o defecțiune. Contactează un reprezentant Renault pentru a rezolva problema. În cele din urmă, nu uita că funcția de avertizare la părăsirea benzii nu trebuie să-ți înlocuiască vigilența ca șofer. Fii întotdeauna atent la condițiile de trafic și la mediul înconjurător.